Salutare și bine ați venit! Azi avem aceeași mărie cu altă pălărie, ce a fost cu Fordul, ce o să fie cu Peugeot-ul, pentru că e mult mai rău. Dar revenim imediat și acolo. Însă, la început de clip, voiam să vă rugăm mult, mult, mult de tot ceva. Primim absolut toți, pe toate platformele sociale, întrebări de genul, băieți, o rugăminte mare, ce mașină să-mi iau și un bugetul X sau un bugetul Y. Mi-ar plăcea o mașină mai mare, dar nu știu ce să-mi iau. Și sunt enorm de multe și pe conturile noastre private și pe coasta de est, absolut peste tot, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, peste tot. Rugăminte mare, oameni buni, noi le reparăm, nu vindem mașini. Dar, dacă vreți să achiziționați o mașină, puteți să apelați la oamenii ăștia care le vând, pot aduce mașini pe comandă și puteți să le dați toate detaliile. Am nevoie de spațiu, vreau una mai mare. Am nevoie de benzină, că merg 3 km dus până la muncă, 3 km întors. Sunt foarte mulți factori, dar trebuie să vorbiți cu niște oameni care vând mașini, nu care le repară. Deci aveți în partea asta pagina lor de Instagram și jos în subsol aveți site-ul lor, contactați-i liniștiți și discutați cu ei orice înseamnă achiziție de mașini. Mulțumim mult și acum hai să băgăm mașina. Bună Dimi! Bună Dimi! S-a pus aseară un... Ce faceți, dragilor? Băi, lăsați asta. Că s-a pus aseară un clip mare, nu reparăm Ford. Ia uite ce am aici. Prim! Ford! Asta cum numărul să nu se vadă, doar da. Sigla de Ford, da? E 2018 Ford-ul. Băi, e nouă mașină. 1.5? 1.5 de 100 și un pic de cai. 1.5 diesel, următorul după 1.6. Cu charge cooler, cu tot felul de chestii. Deci mai avem un răcitor aici pe evacuare, pe eghere de joase și de înaltă presiune, sisteme. Uh-huh. Au făcut-o bine băieții, dar uite cum arată mașina. Aici, în zona bușonului, șaiba a rămas acolo, e plin de silicon. A fost... Nu știu ce s-a întâmplat, sincer, nu știu ce s-a întâmplat. A fost un prăric acolo. Pe aici, pe planetară, se vede urmă de antigel. Ok. Și mașina, și pe partea asta cu distribuția, și de sus până jos, toată este plină de ulei. Acum, fiind un motor de generație mai nouă, cu care noi nu prea am avut de-a face, din păcate, eu personal, singura recomandare pe care pot să fac omului, motorul pe masă, desfăcut, făcut, curățat, puse garnituri peste tot, făcute, dar așa ce pot să n-apric mașina, că nu cred că am văzut vreo mașină la fel de... Uite-te pe aici, între alternator și catalizator, de sus până jos e... Se vede de unde vine, de unde îi sporește. De la garnitura de capac nu pierde. Aha. Pierde după garnitura de capac undeva, dar e rău. Acolo e izvorul. E rău ce se întâmplă. Trebuie să-l cauți cu aparate ca lumea. Adică e efectiv pe toate părțile plin de ulei, pierde și antigel, pierde de toate. N-am... Uite, vine din partea asta. A început să le amestece în exteriorul motorului, dacă ține să vede. Deci acolo e și antigel. Acolo a curs antigel și aici a curs antigel peste ulei. N-am, îmi pare rău. Din păcate, unele mașini trebuie să verificate un pic mai des și făcute chestii înainte să apară problemele, ca să nu ajungă așa. Când ajunge așa, e foarte greu și de reparat din prima și de gestionat, de unde începem, cum facem. Adică dacă ajunge la nivelul la care nu se mai bucură nici mecanicul de bani la cât are de lucru. Nu. Păi, efectiv trebuie lăsat pe masă și făcut tot. De preț puse simmeringuri, puse garnituri peste tot, spălat și pus la voi pe mașină, că nu e nicio... Păi și dacă mergi cu el așa, ce poate? Nicio variantă. Păi pierde ulei ajunge pe evacuare, scoate fum, pierde antigel, când pierde antigel rămâne fără antigel, pierde, îi strică motor. Simplu, adică nu ajunge departe în formația asta. Configurația asta, cum arată acum. Hai că nu știu, eu personal nu văd. Uite, aici avem ulei și pe partea cu distribuție. Ajunge ulei la curea, moaie curea, la rup distribuția. Nu, se vede ce tot acolo se ajunge. Adică, nici nu se poate lăsa așa, nici nu se poate repara la modul schimbăm garnitura de capac și spălăm și vedem că nu ai ce se speli, că efectiv e plin pe toate părțile. Adică nu e o scurge undeva un singur lateral și celelalte sunt curate și vedem doar pe partea asta. E tot. Și atunci nu știu exact ce să-i recomand omului, dar vede. S-a vorbit deja cu clientul înainte să desfac bușonul, pentru că era foarte mult silicon acolo și am zis că există posibilitatea să nu mai etanșeze cum trebuie și am luat în calcul că s-ar putea să trebuiască altă baie în cazul în care nu mai etanșează cum trebuie. Dacă etanșează și nu pierde pe acolo, e bine, dar rămân celelalte pierde. Pentru că bușonul era foarte uzat și hexagonul aici.
Și la cel vechi și era și după și peste la cutie. Nu știu exact de ce atâta silicon, dar... Ia uite. 2018? 1.5 cu beghere de joasă presiune, beghere de înaltă presiune, cu cear pierde, sculă, cu... Pierdeți, de aici ce se pierde? Nu, ăla e de sus, ăla a venit de la filtrul de ulei. Ăla e singurul de care știu, restul de sus până jos, pe toate părțile, pe spate, pierde și antigel, pierde... N-am. Mult succes. Nu știu ce să-i zic omule, de unde se începe. Poți să-i zici că îi dai jos motorul și îl faci sticlă. Cred că e singura variantă. HJ, 330 de kilometri, a fost la noi la constatare, proprietarul a mers cu ea cam în 5 sau 6 servisuri, peste tot s-au remediat pierderile de ulei. Ideea e că omul, sincer, a zis că el nu mai are încredere că se poate ca motorul ăsta să nu pierde ulei. A zis că el nu mai are încredere că se poate face. Dacă noi credem că se poate, o aduce cu mare drag să o facă, dar vrea musai să-i garantezi, dar normal că se rezolvă. Eu nu cred că se mai poate face lucrul ăsta, în câte locuri am mers și toată lumea mi-a zis că fără probleme și nu s-a rezolvat. Și curge haos de peste tot. Ok. O, te-a apărut și tezaurul. Da, doctor. A apărut clipul aseară. Nu repară. A, dimineața am avut Fordul ăla pe care l-ai văzut cum era. Și acum avem un leu. Nu mai e Ford, e leu. Cu un motor care s-a pus și pe PSA și pe Ford. Un motor foarte bun, dar... A pus pe Mazda, atât de bun a fost. Pe Mazda? Mazda 3. Antigel are? Antigelul e sub minim. Aici îi faci nivelul la motorină, dacă vrei, la cât e acolo cursă. Ulei e până jos, antigel e până jos. Dar turbina nu pierde. Așa credem noi. Dar în carcasa asta aici, turbina este lângă de pe flash, în carcasa asta aici este ulei. Te-ai spus, ziceam că a fost e al treilea motor ăsta. N-am spus, ce-a făcut? E al treilea motor. N-am spus. L-a schimbat cu tot? A fost schimbat odată. Și încă o dată. A fost problema, a fost schimbat încă o dată și ăsta e al treilea care ai pus. Și ăsta deja are de ceva timp de când a fost montat, are în permanență și ulei și motorina și tot. Pierde și antigel, pierde și de toate și am hotărât ce kilometri are mașina asta? Nu mulți. Cred că 300. Adică mai puțin decât Fordul de data trecută. Cu toate deci astea, în jur de 300. Cu toate astea motorul nu a avut probleme, a fost înlocuit doar pentru pierderile de ulei și de antigen și de combustibil. Și acum am hotărât să nu-l înlocuim, dar să-l dăm jos și să-l curățăm, să-l desfacem, să-i punem garnituri, admisie, capac, injectoare, tot, să facem totul cum trebuie, simmering la vibrofen și spre distribuție și spre ambreiaj și la tot ce trebuie și să... Și să ne asigurăm că nu mai pierde nici ulei, nici antigel, nici combustibil, nici nimic. Și uite cum pierde aici. De sus, până în jos, pierde între motor. Măcar țeava de evacuare e cât de cât uscată. Pierde. Asta crește. Momentan. Pierde și antigel și pe aici la turbo, dacă poți să-l bagi aici, în carcasă. E suficient. Se vede că e pe interiorul ulei. Se prinde ulei. Da, cum e puntea asta. Da, hai mai spune-i. Hai, cum e să nu curge. Da, mai are ulei pe toată. Toată, da. În spate, aici, inclusiv pe... Rezervor. Rezervor, da. I-a ajuns până pe puntea spate ulei din față. Da. Adică pierde în halul ăsta, nu... Vă spune numai bă. Și ce faci, mă, fugi de la datorie? Ai lăsat, mă, băiatul ăla singur. Eu nu vreau să mă plâng cu altceva, dar m-au băgat băieții ăștia astăzi Ford, Opel și Peugeot. Passat. Trei bucăți, Passatul ăla. Altă lucru, mai avea antigenul. Avea antigenul.
de... Și aici e un sistem... Și acolo, deci îți trebuie o chestie mai specială. Trebuie să ai, o, trebuie să ai un clește de coliere de pe jos. De coliere de pe jos, nu? Mhm. Uh-huh. Asta e sistemul. Ai scos colierul de pe jos. Uh-huh. Punem aici ca să avem model. Și după aia a ieșit și mufla. Măi, caracter de azi. Băi, frate, băi! Băi, bă, nu iese... Ford! Dacă nu iese, intră. N-ai furt. Bă, cum e gândită, mă, frate, mă? Era mama lor să fie de ingineri. Că uite-te și tu ce mă pune să fac. Nu mai știu. Nu mă-mi plac. Stai că ăsta-i face și electric acum. Îl luăm până în văluire cu planul B. Un instalator electrician. Nu. Și nu știe ce l-așteaptă. Ai scos o mufă de-o. Ia, vezi. Fii atent, fii atent. A găsit? Ia, uite. Acolo desfac de aici și scop cu totul și rămâne asta pe mașină. Nu știu, văd eu cum fac. Te mă, că a scos-o, mă. Am scos și de aici, așa. De ce nu ai scos și de acolo? Hai, bine, nu mai scos. Da, mă, ideea care este? Uite, vezi că aici l-a atins, a făcut ceva. Cred că suportul ăsta de la clapetă e luat de pe altă mașină, pentru că proprietarul ne-a spus că e motorul înlocuit, o dată sau de două ori. Și atunci cred că a rămas de pe un alt motor, o altă motorizare, alt model, altceva. Și mă, am noroc. Acum pare că se vede... E crăpat, vezi? Da. Doar că e și aici, și aici. Uite, e făcut praf. E bine. Deci nu trebuie făcutul ăsta. Era tu prindere de aia de fabrică? Deci, noi nu trebuie să ținem minte unde sunt șuruburile și unde erau colierele de plastic. Dar avem aici tampon care lipsește, aici unul care e rupt și ăsta care stă într-o parte. Deci vibrează carcasa asta la filtru de aer de... Nu-ți imaginezi cum e. Ești pricinos. Pe lângă faptul că e plină de ulei. Avem o prindere care este ruptă. Mai ales multe prindere rupte. Asta e unde ai ruptă toată neori? O dată. Și aici avem una care se învârte șurubul în plastic. Mm-hmm. Deci o chestie asemănătoare trebuia să se facem aici, că n-avem cum să o scoatem. Ba nu, nu vezi. O să desfac clipsurile astea și o să scot tabloaje pe aici. E uți? Caută! Te bagă în sperie, te bagă. Dacă nu te bagă în... Unde vrei tu? Da, da. Să mai dai. Vezi că unde... Iau. Frumusețea aia, mă, roți, frâne, știm care ești motor. Ce mult uiți așa, mă? Nu-ți place audio-ul ăsta a 6, a 4, țiplă, care are și o opțiune pe care nu o vezi foarte des la mașină? Uite, o văd aici. Vezi opțiunea? O văd aici. Ce, s-au ridicat băieții? Ia uite. Bang and Olufsen. Twitter-ul de la pizza. Motorizate. Avem bubea. A intrat olui și a făcut asta. Nu trebuie să fie... Asta trebuia să fie întreg. Curat. Am luat cam jumătate din el. Super. Îl recomand înlocuire aici. Pe lângă colector are uzură mare și pe lumeți. Ia-o.
Tu-i Sam, Aline, dau-mă un mup înainte de pauză să o șurge aici. Dă-o, Sam. Că ne întoarcem așa, că-ți place cum a dat cu mup. M-am uitat pe jos, mi s-a părut mai curat. Și zic, mă apuc să zic că nu mi se pare mie cel mai curat. Zic, da, mă, e mișto, a ieșit bine. Și acum îl văd că dă din nou, dar am putea ieși. El n-a dat înainte de pauză. Vedeți-vă, dacă nu mă băgați să-și iau. Care? Iau-ți! Unde te rea spate la pompa de apă avea foarte mult antigel acolo. Asta e din bucăți? Hai că da. Eu uite cum este. E pe piese și la asamblestul pe motor. O să are o piesă tot așa. Problema în momentul de față este siliconul care se vede aici. Siliconul ăsta, care nu e silicon de fabrică și asta de aici. Înseamnă că partea de axe, capac de axe a fost dat jos și partea de carter inferior aici a fost dat jos. Adică motorul a fost desfăcut. Asta poate să însemne că e bine sau că e rău. Adică ori a fost desfăcut și a fost făcut fiindcă a avut o problemă, ori a fost desfăcut și a fost făcut bine, ori... De asta n-avem de unde să știm, dar nu putem nici să presupunem automat că e o problemă, doar pentru că a fost desfăcut și atât. Dacă motorul merge și e tot în regulă, n-avem de ce să ne legăm de el. Doar că e o atenție. Da, da. O să, după ce dau admisia jos așa și capacul, o să mă ieși și pe sus să văd cum se prezintă motorul. Și la final, eventual, poate îl întorc și dau și baia jos. Ca să vedem ce se află și în partea de jos, curățăm sorb, ne asigurăm că e tot ok și după montăm în dată. Stai o secundă, te rog. Ia vezi, dragi, pierdea pe undeva garniturosul. Dacă e peste tot pe aici. Avem degeaba care intră aici. Azi. Din păcate, nu o să putem să curățăm foarte, foarte mult, o să încercăm. De o generație la care nu putem să vedem când e supapa închisă și când nu. Da, asta pare curat. Cumva vezi că și turbina nu e... Nu e. Pe partea caldă. Asta. Da, nu e rău. Ce-a plecat? A plecat direct. Doamne, și ăsta pierdea bine. Ia uite. Aici e pușcată, a? Mhm. Și aici, vezi? E umflată. Cu toate astea, cineva a pus doar partea de aici nouă. Uite, scumodorul ăsta nouă și ăsta a lăsat. Fără garantură, adică... Deci... Ce s-a făcut aici e degeaba și o să-l facem din nou, din păcate.
Dar înțeleg de ce e totul atât de... Bun? Și acum e uscat, vezi? Așa, da, ceva. Se vede și honuire și chestii. Arată bine. Da, foarte bine. Mamă, uite cât de bine s-a curățat. Vezi? Da. Deci vezi floarea, cum pulverizează injectorul, vezi? Uh-huh. Merită să suflăm un pic. Uite, ca diferență, ăsta e unul pe care nu l-a suflat. Uh-huh. Și uite cum e nou. Urât. Numărul 3. Băi, gărieturi nu sunt. Foarte ok. Uh-huh. Zi-mi tu ce-ți pare ție. Și mie-mi pare că e antigel. Ăla știi incandescent, nu știu ce s-a întâmplat. Ce chestia asta, marul după aia? Marul după aia nu e nimic. Asta, de ce e roșie asta? Aia mă doare. Hai că ulei a curs când am ridicat injectorul. Știi, că a fost pe lângă ceva. Dar roșiața aia nu pot să-mi dau seama. Nu-mi... Nu-mi duc mie lampa aia mică ta. Merge mintea aici. Așa că e fosforescent, mă, ăla. Nu pot să-mi dau seama. Că dacă te uiți direct, dacă te uiți cu lampa în el, e negru. Nu te cred. Dacă tu vezi ceva roșu... Sunte și valii la motor. Iar cumva eu am plecat și s-a uitat, e ok. Ce părere ai? Am ajuns la concluzia toți trei că ceva... Lumina ne influențează într-un fel, lumina de la cameră. Ah, ok. Pentru că dacă te uiți cu lampa în piston, nu se vede nimic. Dacă te uiți pur și simplu pe gaură, nu se vede nimic. Când băgăm chestia, pare că e incandescentă, ceva, pare că luminează. Deci nu... e ok? Da. Am vorbit bine, cu... mi-a dat nechi. Am vorbit cu clientul, mașina nu... În afară de parte, am revolbit de fapt, că eu vorbisem și în prima parte, dar să mai sun o dată, să mai întreb. Singura problemă erau pierderile de ulei, antigel și combustibil. Deci mașina nu făcea alte probleme. Dacă încearcă scoate un pic de fum, că face ceva, că se aude un zgomot, că face o chestie, mai investigam. Când a zis că mașina nu are nicio problemă, în afară de pierderi pe care le rezolvăm acum, am zis că nu mai merită să verificăm și mai mult sau să insistăm pe chestii pe care nu avem niciun control. Dar tot o să-i dăm baia jos, dragi. A, normal. Văzut tot, văzut exact. Pentru că, la fel, am vorbit cu clientul, avem puțin joc în turbină. Inițial vorbisem să, când desfac totul, să duc și turbina la făcut, să l-a verificat și DPF-ul l-a curățat. Doar că turbina are puțin joc și am vorbit și cu băieții de la AVD și cu Vali și cu Bogdan. Și la modelul ăsta de motor se recomandă odată cu recondiționarea turbinei, înlocuirea turului de ulei, pompei de vacuum. Deci tur de ulei, pompă de vacuum. Curățarea sorbului și înlocuirea electrovalvei care se ocupă de actuatorul de la turbo. Chestii care ridică costurile și înseamnă că dacă face el, că mașina merge, trage, nu e nimic dubios. Dacă face probleme, o să facă după, peste câteva luni, doar partea de turbo. Separat de tot ce facem noi acum, noi ne asigurăm că nu mai pierde ulei și cam așa. Deci aici avem un 1.6 care a văzut zile mai bune și aici alt 1.6, de data asta pe un Citroen. Mașină întreținută, piese de origine, adică îl punem curat de origine. Nu uite mă, așa, deci așa arată piesele originale, da. PSA. Uite și acolo întinzătorul, PSA, curat. Ok, era, mamă, tot original. Ok, așa da.
Mașină întreținută. O admisie? Galerie de admisie. Nu, și vine și cu garniturile. Și cu garniturile, și cu bucățile astea de jos de aici, care sunt mult mai fixe și care țin garniturile mult mai bine. Pe partea asta de aici avem cele două prinderi pe care una era ruptă dinainte și una a trebuit să o forțeze ca să scot. Avem prinderile pentru capacul de la filtru de aer. Avem prinderile astea pentru capac, totul așa cum trebuie, cu tot cu, garnitura, tot cu garnituri echipată. Și da, zice, de ce am pus admisia nouă? Pentru că putem să o scădem din manoperă. Adică nu mai curățăm pe cea veche și am găsit la un preț foarte, foarte bun și merită făcută cu totul. Pentru că avem și prinderile, avem totul și e practic avantaj, și la, peste avantaj. E practic și la aceiași bani, doar că pune o piesă nouă. Mașina care avem disponibilitate la piese originale și nu e diferență mare la preț. Adică nu știu, dacă un set de garnituri de termofot costă 300 de lei și pe ele sunt 50 de lei, e în cap. Dacă e 20 de lei între ele, nu mai e în cap. Ea e direct original. Dar nu se înțelege că au fost 300 de lei astea. A, nu, clar. A fost doar un exemplu. Da, a fost puțin. Aici am asta, unde trebuie să vin eu cu potul ăsta. Dar trebuie să scot ăsta de aici. Și aici, vezi, în loc de cotul ăsta cu plastic, am cauciucul ăsta. Portul de cauciuc. Bine, altceva. Să vedem un pic de ulei la axă. E sunerimul. E pus în invers, vrea. E cu scrisul spre... Când te uiți de la motor. Hai ca asta te-ai pus în inversie una, dar ce facem cu noi ăla de acolo? Nu rezolvăm. Păi de aici, de la pompă, nu are cum să curgă, că de aici ar trebui să curgă motorină de ulei. Aici ai schimbat simeringul, aici ai schimbat simeringul. A rezolvat problema. Și vezi, am pus un tampon de cauciuc și nu vrea să-mi ia nimic acolo. Nu, nu avea niciun tampon. Filtrul de aer stătea în aer. E filtrul de aer, nu vrei să stă. Mamă, ia uite aici. E bine. Cum e curioasă. Bun. Bună. Arată foarte moale. Ia. Să muie de la ulei. Da. Ma. A mai venit o... Aha! Passat-o? Nu doar să îndesc ca să mă convinci. Da. Pe lângă faptul că ăsta are catifeaua asta și ăsta nu are cel de aici. E de sunet asta, nu? Catifeaua. Da. Aici atinsese, vezi, la un moment dat a atins, da. Că n-a stat cum trebuie, fiindcă a avut lema asta ruptă. Și pe partea cealaltă, dacă le întorci, ăsta vine drept, în timp ce la ăsta i s-a ridicat colțul ăsta aici. S-a îndreptat. Și sincer, bine drept. Și sincer am vrut să-l montez pe ăsta și când am văzut că n-are nicio treabă acolo, nu se pupa cu nimic, era și plasticul ăsta vechi și așa și nimic s-a așezat, trebuia să-l dau, țin forțat și am zis, oh, poate un om normal nu l-ar mai fi pus și pe ăsta, dar
Bă, la ce muncă s-a depus mutura, da, eu zic da, că... Da, merită. Merită și chestia asta. O țeavă de plastic. Și am locuit cu una de metal. Bine. Eu am vrut doar bucata de cauciuc de aici până aici. Și am găsit-o cu tot cu bucata asta de metal, la un preț foarte bun. A venit să prezinte. Se mărită fata mea. Haide. Ai schimbat aia înăuntru cu micile puntea. Puntele diode, da. Uite, pe aici se vede puțin din ea. Curățat frumos cu treabă lucru. Lierul, minți, colectorul, cărbuni. Aici am băgat Bendix-ul. Bendix-ul este nou, da. Tot setul de buci, 3 buci. Platou de cărbuni și Bendix-ul. Și spolat. Bobina am păstrat, o lucrează bine. Arată deja altceva. Și scumpă și n-avea rost, atâta timp cât funcționează. Curăț un pic volantul, trebuie să înlocuiesc și chimeringul și să mă apuc de montaj. Am luat ruburi noi, volantul s-ar putea să fie cel original, s-ar putea să nu fi fost înlocuit, dar... E ok? Pare ok, nu pare nici nou, nici. Uite cum merge, așa merge treaba aici. Hop, hop. Și aici, în lateral, poți să vezi distanța asta. Și abia apus. În momentul în care începe să atingă, am așa. Acum apropiem frumos cetrișurul. Pam, 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 pam. După rămâne să le strângem la cuplu, după ce le punem pe toate. Placa rămâne în poziția asta acum când ne-am apropiat cele 3 șuruburi. Și nu mai avem treaba cu ele. Gata. Ia bine. Din coace. Ce-a curățat, uisăm acolo cu lună. Și pune și pompa. Nu. Interior nu arată atât de... E important e să nu fie nimic slidicios jos, nu? Și aici sunt câteva rămășite de silicon, dacă rămășirea asta este un lucru, dacă da? Dar nu e ceva nostru. Nu, doar că e o bucată de ceva. E? Ceva tare. Deci pe dinăuntru... Arată bine, arată foarte bine. Putea să fie murdar acolo și atunci era mai... Obrigado.
Ia uite, ce aspirator e ăla? Paxton... Paxton? Da. Aspirator Paxton de cenușă. Aspirator de cenușă de top. Întreba cineva la un moment dat. 150 de lei sau ceva, dar de demă, nu știu. Foarte bun, trage orice, nu se supără. 6 bani, are filtru, se găsește, se înlocuiește. Intră, dar mai e greu așa. Ce mă cum? Epurator. Ăsta e nu? Epurator. Nou nouț. Luat pe fel. Dar nu fi nou vechiț. Pe acesta de ce schimbarea așa? Păi, ăla nu-și mai făcea treaba. Exact. Pe lângă faptul că pierdea pe la garnitură, putea să-i locuim doar garnitură. Dar pierdea și pe aici foarte mult ulei spre admisia filtrului de aer și pe turbină. Și atunci e și mai bine dacă luăm cu tot. Încearcă puțin invers. Iarăși, nu este o piesă care costă mult. Exact. Ia zi-mă, de ce sunt venite aici în cârpă astea? Pentru că am fost dus la verificat. Aolo. Am zis, dacă tot. Dacă tot așa sunt și probleme. La cât am verificat și la cât am făcut, la era păcat să existe vreun injector care să facă figuri. Okay. Și sunt ok? Da. Mi s-a spus de la băiatul care l-a verificat că sunt 80%. Nu sunt nici noi, nu sunt nici de aruncat la gunoi. Nu mai tăia așa pe semin, nu? Da. Mai să întorc și e în da, nu mai așa club. Da, aici e la departamentul Alifie. Alin dă cu Alifie. Am luat și rampa de retur. Când montează Wissam acolo, arăște, uite, se mișcă toate bucățică cu bucățică. Mm-hmm. Sunt șanse să pierdă, șanse să nu pierdă. E mai ok să fie și amăpită, pentru că acolo era și foarte multă motorină. Aici, în interior, în dreptul injectorul. Dar ce nu era? Era de toate, bine. Am curățat zona de aici până aici. Ok. Ia mai are ulei și pe, dar nu o să consumăm 100 de litri de brake când să curățăm tot. Zona de aici până aici și astea două conducte până aici. Bine acum, s-a curățat și scutul și puntea. Cu tot, cu casetă, cu tot. S-a tot ce era plin de ulei s-au curățat. Ca să nu existe... Am curățat un pic și aici furtunurile de la intercooler și am înlocuit și furtunul acesta. Care duce de la o conductă de acolo, de pe baie, care se pune pe baie, până în vasul de antigen. Mm-hmm. Deci, a câta cheie o avem Alin aici? Am multă cheie. Ideea e că mașina a fost pornită înainte, a mers ceva și pe elevator și în afară elevatorului, dar acum e la o verificare. Hai, Sorin! Și avem așa, capacul nou, admisia nouă, totul curățat, volan de ulei, porții noi, totul nou și o să dau și sus. Se pornește, se aude ok, o să dau să verificăm și pe jos și pleacă mașina. Toată lumea se plânge de mașinile franțuzești.
și se plâng și proprietarii și se plâng și oamenii care nu au mașină și n-ar trebui neapărat să se plângă. Dar ne-ar plăcea de data asta să ne scrie jos în subsol doar proprietarii și să ne spună problemele pe care le-au avut, bă, cu franțuzeștile sau cu Peugeot-ul. Peugeot-ul de data asta. Franțuzești nu-n cap atâtea comentarii. Da, dacă îmi zici 1.6 HDI, zici oricum mai multe, bine. Scrieți-ne cu Peugeot-ul și până data viitoare. Pa, pa!